Cazurile de gripă sezonieră au explodat în țara noastră. Săptămâna trecută au fost înregistrate aproape 1600 de îmbolnăviri, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică. Anul trecut, în aceeași perioadă, când masca de protecție era obligatorie atât în aer liber cât și la interior, au existat 10 astfel de cazuri. Medicii avertizează persoanele vulnerabile să se adreseze medicului încă de la primele simptome. Cei mai expuși sunt cei de peste 65 de ani, copiii sub 5 ani, gravidele, imunodeficienții, pacienții cu afecțiuni respiratorii sau cardiovasculare cronice. În al doilea rând, majoritatea celor care se îmbolnăvesc de gripă se vor recupera în câteva zile, însă cei din grupele de risc sunt predispuși la complicații serioase, precum pneumonii grave, crize astmatice, miocardită și insuficiență cardiacă. Transmiterea de la o persoană la alta se face cu mare ușurință pe cale aeriană. Vorbire, tuse sau strănuți sau prin contact direct sau indirect cu secrețiile respiratorii aflate pe mâinile acestora sau pe suprafețele contaminate și nu temporizați măsurul medical, mai ales dacă vă încadrați la aceste grupe de risc. Tratamentul pentru gripă trebuie instituit cât mai rapid, acesta fiind mult mai eficient dacă este aplicat în primele două zile de la debutul bolii și evitat și automedicația. Medicii atrag atenția că, deși restricțiile din pandemie au fost ridicate, oamenii trebuie să se protejeze în continuare. Ceea ce este cel mai important este cum ne protejăm și sunt 5 reguli simple. În primul rând, evitați contactul cu persoanele bolnave, evitați aglomerațiile, mijloacele de transport în comun, spațiile publice, unde există riscul de a intra în contact cu o persoană infectată, nu stați lângă persoane care tușesc sau strânsă, nu vizitați și nu duceți în colectivitate, mai ales în colectivitățile școlare, persoane bolnave. Atenție, aici insist, nu duceți copilul în colectivitate dacă prezintă febră, frisom, tuse, secreții nazale abundente, pentru că pacientul trebuie să fie izolat de restul familiei într-o cameră separată, luminoasă, aerisită, cu o temperatură medie de 22-24 de grade. Nu doar cazurile de gripă au explodat, ci și virozele, însă aceste două afecțiuni nu trebuie confundate, spun medicii. În general, gripa aia este cu debut brusc, cu febră importantă, cu alterarea stării generale, curbatură, durerile musculare, tuse, dar efectele acute ale căilor respiratorii evoluează în general cu o simptomatologie mai ușoară, dar nu este neapărat un criteriu. M-am repetat lucrurile și repet, există grupele de risc, cei de peste 65 de ani cu patologie asociată sau cei mici sunt predispuși la forme severe. Dacă simptomatologia persistă mai mult de 3-5-7 zile în cât anului tratament adecvat, este un semnal de alarmă și asta ar indica, fără discuție, o reevaluare făcută de un medic pentru a nu se ajunge la situații grave.